O scurtă discuție cu Diana Diaconeasa, psiholog. De fapt, este o analiză a unei știri pe care ai mei colegi au găsit-o pe urban.ro. Bună dimineața! Neața! Neața! Știrea spune așa. Tinerii din Spania renunță la aplicațiile de dating pentru a-și găsi parteneri în supermarketuri. Impulsionează tendința răspândită pe TikTok în ultima vreme, ibericii au decis să ia cu asalt magazinele pentru a-și găsi iubiți și iubite. Ați aflat de chestiunea asta? Am aflat și mi se pare o practică nouă, foarte interesantă și binevenită. Îi spunem că e o tendință modernă în dating? Am putea spune sau putem spune și mai bine că revenim la ceva ce oamenii făceau și înainte și făceau foarte bine, și anume că se cunoșteau în viața reală. Slow dating. Exact. Ușor, ușurel, punând întrebări. Exact. Slow dating este un răspuns la modul în care oamenii au început în era digitală să cunoască parteneri. Da? Grăbit, superficial. Îți propun să vorbim despre era digitală și mai apoi să ne întoarcem la ceea ce se numește slow dating. Am ajuns să definim așa chestiunea asta. Ce s-a întâmplat de fapt în era digitală? Cum s-a schimbat interacțiunea? În trecut, oamenii își întâlneau partenerii în viața reală, da? În cercuri sociale, în cadrul unor evenimente la care participau Mediile mulți care oameni. Exact. Școală, asta însemna, exact. Asta însemna că această conexiune era una reală, mult mai profundă. În prezent însă, sigur, prin faptul că avem acces la aplicații de dating, putem să întâlnim oameni pe care în mod normal nu am avea cum să-i întâlnim. Însă, ceea ce se întâmplă este că pierdem din această autenticitate, da? Ne grăbim. Avem parte de foarte multă cantitate, dar poate ne este mai greu să găsim ceva ce ni se potrivește nouă. Mi-ar spune că nu mai pierd timpul. Așa este, dar atunci când discutăm despre găsirea unui partener, e important să dedicăm timp, energie, avem nevoie să punem acolo, da, tot ceea ce ține de noi. În fapt, timpul așa se construiește o relație, nu? Exact. Avem nevoie să fim implicați și prezenți. Pentru că altfel ajungem să facem ceva ce se numește shopping emoțional. Da? Dăm swipe, navigăm până când găsim ceva ce ni se pare nouă că arată bine și, de fapt, constatăm în final că nici nu știm foarte clar ce căutam. Îmi pare că în era digitală s-a pierdut expresia sufletul pereche, pentru că baza de selecție, iată un termen fotbalistic fiind de atât de mare, mai rar să cauți puncte comune într-o relație incipientă de pe aproape, de pe lângă casa. Cum putem să ne găsim iubit în America de Sud? Exact. Nu ne oprește nimeni din chestiunea asta. Exact. Bun, lucrurile se schimbă și se schimbă înspre bucuria conservatorilor, iată. Trecem la slow dating, ca și exact. Slow living, care se întâmplă cum? Slow dating, cum spuneam, este răspunsul la datingul modern. Da? Slow datingul se concentrează pe a cunoaște mai puțini oameni, da? A te concentra, a-ți dedica timpul și energia unei persoane. Spre exemplu, în loc să ieși la 3 date-uri cu 3 oameni diferiți într-o săptămână sau în aceea zi, dacă ești mai priceput în ale aplicațiilor de dating, poți să ieși la 3 întâlniri cu aceeași persoană în aceeași săptămână, da? Și să-ți dedici timp și energie către această persoană. Și aș face o comparație. Știi cum vreau să-ți imaginezi slow datingul în comparație cu datingul în era modernă? Imaginează-ți o masă într-un restaurant bun și o masă într-un restaurant fast food. Când intri într-un restaurant bun, îți comanzi un aperitiv, poate asociezi un vin, te bucuri de experiență. Într-un restaurant fast food, sigur, după o noapte în club cu prietenii, merge și un fast food, ocazional. Dar dacă începi să faci asta foarte des, ar putea să nu te simți foarte bine. În final, amândouă mesele îți satisfac nevoia ta de a mânca. Da, te hrâni, îți, da. Îți satisfac nevoia. Însă, o singură masă va fi cea care rămâne memorabilă și de care te bucuri. Mulțumim tare mult, Diana Diaconeasa este psiholog. Am încercat o împărțire a variantelor de dating în slow dating și digital dating. N-am ajuns să ținem scorul, ar fi și foarte greu în perioada asta pentru noi. Mulțumim tare.